Balul bobocilor de la Universitatea Constantin Brâncuș a avut loc seara trecută. Organizatorii au spus că evenimentul a depășit așteptările și totul a decurs foarte bine. Au avut loc momente de dans, muzică, stand-up comedy, fiecare moment a fost o demonstrație de talent. La eveniment au fost prezenți în jur de 300 de spectatori. Da, a fost destul de bine, cred că ne-a depășit puțin așteptările. Bine, a fost o muncă foarte lungă, este durată, adică noi am început totul de la început, pe la jumătatea lunii septembrie. Cine știe cât de multă muncă e în spatele unei singure zi, practic, de un eveniment de câteva ore, dar e o muncă multă. Am fost o echipă destul de mare în spate. Invitatul special a fost Andrei Bănuță, care, ce puțin mie, mi-a depășit toate așteptările. A fost super, din toate punctele de vedere, și el și echipa lui. Evenimentul a fost, am avut 7 perechi de boboci. Am avut mai multe momente artistice între probele bobocilor. A fost o trupă de dans, arabesc. Am avut momente chiar realizate de voluntarii noștri. Am avut un moment artistic de cântat, două colegi de ale noastre, Magda și Bianca. Atmosfera a fost întreținută de Andrei Bănuță, care a susținut un concert live. Artistul a cucerit publicul, iar fiecare melodie a fost întâmpinată cu aplauze și entuziasm.